Sunt două categorii de lucrări. Sunt lucrări de artă românească, din perioada interbelică și până în contemporaneitatea noastră strictă. Cea mai recentă dintre lucrări era un prapore al lui Horea Berne. Dar tipul de selecție era pe continuitate față de interbelic. Și erau câteva extensii înspre arta universală, două nume legendare ale modernității, Andy Warhol și Pablo Picasso. Lucrările pe care le-am văzut, una este cea care tocmai apare pe monitor și asta cu prima fel și asta Vartanian, sunt lucrări de nivel mediu. Nu sunt lucrări foarte importante. Sunt nume sonore. Ce înseamnă din nivel mediu? Adică nu sunt... valoarea lor, cam cât ar putea fi? Discutăm imediat și despre valoare, dar prima dată să circumscriem natura obiectelor. Nu sunt lucrări de top din opera autorilor respectiv. Sunt vreo două sau trei lucrări de Samuel Mützner, dar nu sunt cele mai bune lucrări lui Samuel Mützner. Există un prapore al lui Horea Berna. Surprinzător e asociat, de pildă, în colecția asta cu Partoc Vartanian, care e un pictor minor, Horea Berna fiind de cu totul alt nivel. Deci, din tipul ăsta de selecție, se vede că nu avem de-a face cu un colecționar. Colecționarul se exprimă în selecția tuturor. Avem de-a face cu un investitor. Dar cu un investitor fără orizont. Pentru că lucrările pe care le-a luat, fiind de nivel mediu, au o rată de profitabilitate destul de restrânsă, dacă nu e chiar sub nivelul de achiziție. Fiindcă în anii 2009, 2010, 2011, când au căzut imobiliarele, resursele, în special lichiditățile, s-au reorientat către obiecte artistice, către piața de artă. Și piața a crescut oarecum artificial, a construit o mică bulă în momentul ăla, care după 2012 a regresat. Acum piața e în depresie. Ceea ce se putea cumpăra atunci cu 20.000 de euro, să zicem, acum